Salutare, vreau și eu, este un nou episod de FA22 Pack, opening un nou Icon Pack, Midor Prime, din care sper să îmi pice ceva interesant. Dacă vă place seria, nu uitați să puneți și butonul de like, foarte important să vă abonați. Și legendar de important, dacă sunt deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul KTXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă vreți jocul e fine de găsit pe G2A, linkul aveți în descriere. Dacă vă jucați Fortnite, nu uitați să folosiți codul KTX și acolo. Bun, echipa momentului față arată așa. După ce l-am primit pe Ferran Torres, nu mă aștept vreo două luni să se mai întâmple ceva, că așa a fost și data trecută când am primit ceva bun. Deci, să sperăm că totuși se rupe regula. Aș avea nevoie de un CDM în locul lui, cum îl cheam, chestie, sau un centerback în locul lui Nenea Kimpembe. Sau, dar aici nu e o variantă neapărat să vină, ceva bandă în locul lui Morales. E ok ăsta. L-am și Andrei, de bălă acum, nu e neapărat să pice ceva aici, dar... Chestia mi se pare că e un pic depășit, nu mult, dar un pic depășit din cauza vitezei și Nenea Kimpembe, băi bun, încă e bun, culmea, dar aș vrea să am și eu acolo altceva, îmi pare, am card gold, ești bun, 4K, dar e bun, ce-i drept, adică n-am ce să comentez eu, dar nu, n-ar fi rău să vin un Maldini sau un Cannavaro, zic eu, Prime e preferat. Bun, hai să începem, nu uitați să lăsați și voi un comentariu, dacă ați făcut Midor Prime, ați primit ceva bun, în ultima vreme... Mă refer strict la Icon Pack-uri, am primit numai mortăciuni. Cantona e cel mai bun. Cred că a fost din al doilea Icon Pack. Începem în forță. Este Mohamed Salah? Nu este Mohamed. Este Vasile Mohamed. Nimă, că am fost aproape și nimun. Ok. E bine. Bă, dar asta e... Ah, what? De ce l-a dat pe ăsta înainte la ăsta și l-a pus pe ăsta înainte la ăsta care a venit primul, care era primul, care a fost? Ok. Manevră. Gold player spec, jumbo, nu știu ce, nu mai știu ce pachet am ăsta să nu îl deschid de preferat. Gold player spec. Cum ar fi să vină mare rachetă înainte de Icon? Și este incredibilul, formidabilul Martinez Cos. Șeful. Ok, jucător de băgat la SBC. Cred că o să mai fac niște player pick-uri. Să văd dacă pot să fac măcar vreo 20-30 pentru echipa a doua, care teoretic apare în seara asta, nu știu sigur. Cine știe cine vine de acolo? Un Pedri? Cum ar fi Pedri cu ăsta, cum îl cheamă? Cu Ferran Torres. Ia vezi mă, iar a venit Torres. Parcă de data asta este Pau Torres. Nici Torres Prime n-ar fi o variantă rea, că l-aș putea juca în bandă, dacă tot văd că bagă Torres pe bandă rulantă. E chestia asta ceva. 800, 450, ok, nu mă așteptam la asta. Pe 700, du-te, haide. Deci la asta pot să-l las acolo, că o să am probabil nevoie cândva și bun. Mergem mai departe. Rare Mix nu știu ce. Hai cam două din astea, dăm la unul din ele. Ok, un Borzini. Brasilero, asta aș vrea să văd. Brasilero din nou aș vrea să vă like în pack, ar fi bestial. N-are cum să-mi dea, sper, de două ori la rând Rivaldo. Nu are cum. Deci 100% ar fi ceva decent. Poate el l-ar da măcar pe Doctor. Deci nici ăla nu-i cine știe, da, nu. Măcar să pice ceva Prime interesant. Bun. Hai să dăm la Jumbo Gold 26 de vrăjeli. Ăsta l-am primit de la Battle Pass, nu știu cum se zice, la FIFA Pass. E bun. Dar văd că din nou Brasilero, ok. Bă, și Brazilia la left back ar fi perfect. Roberto Carlos Smith sau Prime ar fi genial. L-a jucat până la final de joc. Deci nici asta nu m-ar deranja. Sau zicea cineva în comentarii că o să-mi dea Cafu. Like-ul ăsta. Ia să vedem, va fi sau nu va fi așa. Un Cafu ar fi bestial, mai ales că e Icon nou. Cosmin contra. De ce nu a pus față la Nea Cosmin? Și Sounders FC. Foarte urât, domnilor, că ne-ați pus față la Cosmin. Nu e frumos ce ați făcut. I-ați luat față. Aha, aha. 81 overall. Bun, hai că dăm la săpăt, că e mai slab și că ăsta decât ăsta. Haide, ceva greu. Ok, încă un Borzini. Spania, right back, Carjaval, 85, perfect. Dacă dă cât de cât ok la Icon Pack-ul ăsta,
Deși oricum sunt tentat să-l fac. Cred că îl fac și pe al doilea pe care îl mai avem acolo. Available. Și îl băgăm săptămâna viitoare pe un clip. Chiesa. Când era tot onorabil, nici nu a mirosit. Și Rare Mix Player Pack, după care îl pleznim. Naționalitate, deci pică aici, pică și like-am pe fiți antenă. Hai cu Brazilia. Ui, e bun. Ok. Bă, ar fi perfect. Exact așa vrea să văd. Brazilia, left back, let's go. Ar fi absolut perfect. Văd că e zi de brazilieni astăzi. Mamă, ce bine ar fi să o dea Brazilia din nou. Like and pack ar fi Casao do Brazil. A, nu-i trei double ăsta. Pierdem aici doi jucători. Enea David și Iersici. Bun. Like and pack-ul. Nu uitați, cel mai important lucru, să folosiți codul CTXPQ pe PC Garage. Dacă aveți cumva posibilitatea, fără să vă arătați adresa, să-mi dați un tag pe Instagram la story și vă dau restory la ce ați cumpărat după acolo și un alta. Trebuie să am și gold pe, nu l-am. Ok, în 20 de minute asta este, nu-l vedeți. O să-i dau eu. Și acum mai când pe cu. Lăsați un comentariu cu ce ați primit la el, dacă l-ați făcut. Și sper să fie ceva decent, pentru că singurul jucător forță de anul ăsta din Icon Pack este Nenea Cantona și aș vrea ceva mai interesant, oleac. Un Butragueniu Prime sau Mid ar fi perfect, Dalglish ar fi perfect, pe CDM, nu o să zic Vieira, că hai să fim serioși, de unde să-mi dea mie Vieira, ești nimbun la cap. Nu o să zic nici Zidane, că de unde să-mi dea mie Zidane, că ești nimbun la cap, mi-o dat Torres, n-are cum să mai dea ceva mega forță, dar un SN sau un Prime Makelele iar ar fi o variantă decentă. Și în rest nu-mi vine niciunul minte care nu-i din ăla top, gen Gullit și Avione, dar să fie cât de cât ok. Petit n-aș vrea că e lent. După aia center back, ideal ar fi un Desai, dar no, probabil că nu. M-aș mulțumi total cu un Rio Ferdinand sau cu un Prime Cannavaro. Și din nou, dacă vrea Maldini să vină, e bine. În cel mai rău caz, aș vrea să-mi dea Van der Sar Prime. Te rog frumos, domnule joc. Știu că mi-ai dat Ferran Torres de 1,5 milioane. Mai vreau și eu ceva. Haide. Și-a plecat. Hai că-mi pack, băieți. Ceva decent, ceva decent. O țară bună. Argentina? Ce aia? Nu, nu cred. Nu-i Maradona. Maradona! What the fuck, bă? Ce se întâmplă cu contul meu? What the fuck, bă? Deci l-l vedeam pe Richelme cum vine. Nu cred. După Ferran Torres, la câteva zile distanță mi-l dă pe Maradona. Pentru prima dată când o să joc pe Maradona, holy shit. Nu știu, Prime sau e Mid? Nu, e Mid. E Mid, mă? Dar cred că e Mid. Că Prime-ul cred că are 97? 96, 98, nu știu exact. Holy shit. Ok, deci Morales nu mai stă la echipă. Holy shit. Mamă, cum o să fie ăsta in-game, titirez. Dar mă mir că are pace numai 88, ăsta nu era mai rapid. Maradona. Rip. No. Așa a fost să fie, dar Maradona, bă, pe contul meu. Let's go, băieți. Facem și noi un calaix, să fie bine, să nu fie rău. Și nu uitați de codul CTXPG pe PC Garage. Holy shit. Deci nu cred. Îl vedeam pe Richelme cum vine și îmi bagă și un dans din ăla nebunesc. Îi dădeam și două capace și îi dădeam și pixel. Nu e așa scump. Bine, față cum era anii trecuți. Eu anii trecuți țin minte că erau super scump jucători ăștia. E clar, mega scump. E cel mai scump jucător pe care l-am eu la club. Dar, nu, no, fiind Maradona, știi, te aștept să vezi vreo 3 milioane. Holy shit. 5 cu 3. Să zicem că 3 ăla, nu, no, ai problema, dar nu o să mă intereseze nici nebun. O să-l bag în bandă, îi dau disar capacele. Deși m-ar tenta să-l joc striker. 91 accelerație, o să fie top. Shoot-ul bun. La passing și dribbling n-ar să povestim. 89 agility Maradona, what? Cum bă să aibă 89 Maradona la agility? Ăsta era titirez, ești nebun la cap. 98 balance, 93 reacții, 95 ball control, dribbling 96, composure 95. Ok, stamina 75, asta o să fie o problemă. Deci cam prin minutul 70 aș zice că trebuie să-l schimb. Dar ok, oricum eu îi schimb de obicei prin minutul 65-70, cam acolo.
Dar e Maradona, bă, la clubul meu, bă. Și are și vine shot, holy shit. Deci n-avea cum să pice, bine, avea cum să pice mai bine atât, dar putea să pice de un milion și un miliard de ori mai rău. Și Maradona, bă, nu l-a jucat nici măcar o dată. Holy shit, și numai ăsta era. Mai era oare cineva bun la Argentinie? Maradona și atât, nu mai era niciunul bun. Deci era o singură șansă, ori plezniei ca lumea, ori te duceai cu Riquelme la dans. Holy shit. Vă dați seama în momentul ăsta cum urlă surdacea după ce mi-a dat Ferran Torres. Am luat și Maradona. Deci am luat într-o, hai să zicem, o săptămână, nu mai știu cum mi-a dat Ferran Torres. Dar mi-a dat acum 3 zile, cred, Ferran Torres, 2 zile, nu mai știu. De 3 milioane. Bă, îmi place așa. Clar, clar, vine și săptămâna viitoare un Midor Prime. Holy shit. Maradona Mid. Să scuiesc cum arată Maradona Prime. Dacă e potrivit ăsta, nici nu știu, e Prime-ul sau e Mid-ul, habar n-am. Că v-am zis, n-am jucat niciodată cu el, nici nu m-am uitat la cardul lui, că să fim serios, nu sperăm noi la așa, ai 97, da. Țineam eu bine minte ceva. Câtă stamina are, scurios, 78. Ok, deci ăsta are probleme cu stamina. Da, e, sincer, arată destul de similar cu ăsta pe care l-am eu. Într-adevăr, dribbling-ul e aproape maxal, ăsta și are agility mai mult, dar nu-i diferență uriașă. Și are un pic mai mult pace. Bun, hai să vedem cum intră în echipă. Domnule Morales, te-ai jucat și tu mult la club. Mai ales ăsta în 3-double, o juca foarte mult la club. E legendă deja. O să-l trecem, sincer. N-avem unde să-l trecem. Trecem pe lista de SBC-uri. Bun. Oh, shit. Trebuie să fac iar schimbări. Ca să stea Ferran Torres, iar trebuie să schimb formația, dar nu nicio problemă, facem schimbări de bun. Și clar o să-i dăm un Panther, cred că e la Nea Maradona. Maradona la Nea pe cont. Are. Sigur e eroare, mi-l iau ăștia înapoi. Și cam așa arăta în 10 chemistry, Nea Maradona. Bestial, absolut bestial. Abia aștept să văd cum o să dea finesurile in-game și cum o să fie in-game. Bestial, total. 5 cu 3. Mamă, ce finesuri trântiesc ăsta de la 40 de metri. Bun. Și cam asta a fost pack opening. Bă, îmi place. Ferran Torres, după care luăm Maradona. Mă tentează foarte tare să-l trec pe Maradona în atac și să-l trec în bandă pe Cantona. Numai că o să fie lent Cantona în bandă. Holy shit. Bun. Săptămâna viitoare mai vine un Midor Prime. Dacă îl înlocuim și pe nenea ăsta sau pe ăsta, o să fie Casao do Brazil. Cam asta a fost, mersi fain de vizionare, nu uitați să plezniți și voi butonul de like dacă v-a plăcut și bineînțeles să nu vă fie ciudă domnilor, urdaciu, dacă și cum zi. Ne auzim data viitoare, pe TXPQ pe PC Garage, salutare, salutare!